Manifestările festivalului Toamnă la Voroneț se vor întinde pe parcursul a 3 zile și vor cuprinde vernisaje, workshop-uri de fotografie, concursuri de filme și diaporame, precum și lansări de carte. Juriul manifestării Toamnă la Voroneț este prezidat de regizorul, producătorul și directorul de imagine Tomas Ciulei, alături de scenariștii Florin Lăzărescu și Marius Crișan, regizorul Marian Crișan, actrița Mihaela Sârbu și conferențiar universitar dr. Florin Oprea, critic de teatru și film. Sunt fericit pentru că noi nu suntem unici numai prin festival, suntem unici și prin organizarea lui. Este primul festival care se desfășoară într-un șantier. Văd că colegii mei au avut discursuri de inaugurare a Casei de Cultură. Cred că se va întâmpla undeva într-o lună, două, pentru că mai sunt multe de făcut. Căldura de care are nevoie sala asta o puteți oferi numai dumneavoastră, prin aplauzele dumneavoastră, pentru toți cei care vin să își rupă o bucățică din arta lor și să vă prezinte aici și în celelalte sări pe care le veți vedea. Așa că, alături de mine, rog toate gazdele să aplaude musafirii care trebuie să înțeleagă că îi primim cu căldură, chiar dacă nu și în căldură. Nu vreau să spun decât că aveam o datorie morală față de actul cultural care se desfășoară la Gura Humorului, față de cei 12 ani cât am stat în casa asta de cultură și cred că numai cei care n-au văzut-o înainte pot să spună că e un lucru normal. Da, sunt fericit că normalitatea e la ea acasă, la Gura Humorului. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, vorbesc pentru tot juriu. Sper să ne simțim bine, să vedem filme bune și să premiem ce trebuie premiat. Salonul de fotografie al Toamnei la Voroneț împlinește acest an cei 7 ani de acasă. Nu mă apuc să mulțumesc într-un mod nepotrivit, poate, primarului Ursaciuc, dar o fi oare o coincidență că cei 7 ani reprezintă perioada care a trecut din momentul în care și-a luat primul mandat și până astăzi? Naiba știe. Prietenului meu, Marius Ursaciuc, îi mulțumesc din suflet. La festival mai participă în calitate de invitați criticul de film Valerian Sava, regizorul Radu Gabrea și filmologul Mihai Mardare. Autorii filmelor înscrise în concurs sunt din Belgia, Italia, Lituania, Marea Britanie, Serbia, Spania și România. În cadrul festivalului, spectatorii vor putea urmări și o serie de filme proiectate în afara concursului. De asemenea, pe parcursul celor 3 zile de festival, spectatorii interesați vor putea primi consiliere de specialitate de la artiștii fotografi Marius Vasiliu și Tatiana Volontir. Sâmbătă și duminică, spectatorii vor putea vizita expoziția de fotografie în aer liber Fotosinteza, amenajată în parcul central al orașului, manifestare aflată la cea de-a 3-a ediție. Tot sâmbătă, în sala de expoziții a Casei Orășenești de Cultură din Gura Humorului, va avea loc și expoziția semnată Radu Bercea. Aceasta cuprinde aproape 90 de lucrări, multe dintre ele acuarele, reconstituind imagini din peregrinările autorului prin Europa și Brazilia, altele în alt relief, o tehnică proprie de maestrul Radu Bercea inventată. Festivitatea de premierea filmelor și diaporamelor prezente în concurs va avea loc duminică de la ora 11. Manifestările festivalului se vor încheia cu un spectacol folcloric susținut de Alexandru Brădățan.